A plecat la pădure să aducă lemne de foc împreună cu cei doi copii minori, însă a ajuns la spital. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani din satul Socet, comuna Cerbăl, care a fost prins sub tractorul pe care îl manevra, după ce acesta s-a răsturnat pe un teren agricol. Copilul mai mare al bărbatului în vârstă de 13 ani a fost cel care a sunat la 112, anunțând că tatăl său este grav rănit. Victima a fost preluată de elicopter, conștientă, cooperantă și stabilă hemodinamic, fiind transportată la spitalul municipal Hunedoara. Un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Cerbăl a fost prins sub tractorul pe care îl manevra pentru a transporta lemne și care s-a răsturnat pe un teren agricol din satul Socet. Apelul la 112, transmis de unul din cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 ani, aflat împreună cu fratele său lângă tractor, anunța că rănile sunt grave, astfel că a fost solicitată intervenția unui elicopter smurt de la Arad. Pentru coordonarea acțiunii la locul accidentului s-a deplasat de urgență o echipă a detașamentului de pompieri Hunedoara cu o ambulanță smurt și cu o auto specială de primă intervenție și comandă. Victima a fost preluată de elicopter conștientă, cooperantă și stabilă hemodinamic, fiind transportată la Spitalul Municipal Hunedoara, unde a fost internată pentru investigații și tratament medical de specialitate. Este al doilea accident de acest fel produs în județul Hunedoara în doar o săptămână. Sâmbăta trecută, un bărbat din comuna Sălașul de Sus, în vârstă de 57 de ani, a fost prins sub tractorul pe care îl folosea la transportul de material lemnos, care s-a răsturnat.